Coordonatorul Pro-România Călăraș, Răzvan Meseșanu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă un nou candidat la primărie. De această dată a fost prezentat candidatul desemnat pentru funcția de primar al comunei Ilena în persoana lui Răzvan Banu. Vreau să vă spun că astăzi am lângă mine o bucurie tânără, da, pentru candidatura de la comuna Ilena. După cum știți, Ilena este comuna, localitatea rurală cu cele mai multe sate arondate. Este vorba de domnul Răzvan Banu, care își va prezenta gândurile pentru a câștiga fotoliul de primar și, bineînțeles, majoritatea în Consiliul Local. Îl am alături pe colegul și binecunoscutul și ancoratul în realitatea politică, fostul viceprimar al municipiului, domnul inginer Virgil Dumbravă, și mă bucur de asemenea că a venit alături de echipa noastră în Pro-România pe fostul comandant al Inspectoratului Județean de Poliție, domnul comisar șef Gabi Șijman, căruia îi mulțumesc, și care reprezintă și în opinia mea și în opinia celorlalți colegi un exemplu de ordine, de disciplină, demonstrează prin modul în care s-a implicat de când a venit alături de noi expertiză în ceea ce face, în gândurile pe care și le expune, și încercăm împreună să acoperim tot județul pentru a oferi electoratului acel alt aluat politic pentru alegerile din 2020. O să dau cuvântul exact în ordinea pe care am anunțat-o. Eu am să vorbesc chiar mai puțin de data asta, față de cum am anunțat în alte conferințe de presă. Răzvan, Tizule, te rog frumos să te prezinți. Bună ziua! Numele meu este Banu Constantin Răzvan. Sunt născut și crescut în comuna Ilena, mai exact satul Arțar. Doresc să candidez pentru funcția de primar al comunei Ilena din partea Partidului Pro-România. Consider că este o mare oportunitate și responsabilitate de a asuma funcția de primar. Mulțumesc cu această ocazie colegilor din organizația Pro-România Călăraș, care mi-a acordat această oportunitate de a candida și reprezenta partidul. Am trăit în comună până la vârsta de aproximativ 20 de ani. Am continuat studiile la București. În același timp, m-am angajat în cadrul unei companii multinaționale. Consider că experiența pe care am asimilat-o în ultimii 15 ani, în cadrul a două mari companii multinaționale, fiecare cu un număr de angajați de peste 10.000, asumând de-a lungul activității funcții de coordonare și conducere, acestea îmi sporesc șansele de reușită în ceea ce îmi propun să implementez și să demarez în cadrul primăriei din comuna Ilena. Remarc în acest context situația că în activitatea depusă până în prezent am dovedit bune calități manageriale și mai ales rezultate pozitive în ce privește coordonarea și lucrul în echipă. Am avut și am în continuare în directă coordonare mai multe echipe cu diferite nivele organizatorii și cu sarcini diferite. În același timp, consider că pentru funcția de primar sunt necesare la un loc nu doar calități manageriale și spirit organizatorii, dar și inițiativă personală, demonstrat, rămânând totodată bine conectat și informat cu privire la situația și problemele locale. Sunt dornic de cunoaștere, dedicat și implicat, o persoană care vrea să demonstreze că se poate și altfel. Cu atât mai mult, cu cât sunt mulți primari care au reușit în acest sens. Mai multe proiecte pe care trebuie și sunt necesare să le implementez au fost conturate în urma discuțiilor purtate cu locuitorii comunei. Am identificat puncte slabe, dar în același timp și soluții pentru remedierea acestor probleme. Vreau să implementez un nou sistem de management care va avea ca principal obiectiv binele locuitorilor, cât și dezvoltarea comunității și aducerea comunei gradual la un standard european. În principal, ceea ce nu au în comună, infrastructură rutieră comunală, apă potabilă și canalizare, gaze naturale, modernizare școli și grădinițe, sănătate, nu neapărat în această ordine. În urma discuțiilor purtate cu locuitorii comunei, am identificat o serie de probleme. Situația neclară a terenurilor agricole din comună, drumuri pietruite sau fără piatră, existența rețelei de alimentare cu apă potabilă în proporție de 35-40%,
Apa potabilă nu există în comună, există apă menajeră. Inexistența sistemului de alimentare cu gaz metan, inexistența rețelei de canalizare și a stației de curat. Îmi cer scuze, am emoții, este prima dată când mă aflu în fața camerelor și din această cauză emoțiile mă copleșesc. Propun locuitorilor comunei un proiect pe termen lung, realizabil pe o perioadă de 8 ani, și încerc să vă enumăr câteva din problemele constatate cu locuitorii comunei. Un număr de 6 vi le propun. Am identificat mult mai multe probleme și dacă doriți să le aflați, pot să vi le transmit pe adresa de mail fără niciun fel de problemă. Primul lucru cu care vreau să... Spusese 24 de probleme a identificat, da, majore. Și am spus să facă așa pe scurt, băi, prezinți doar 4, 5, 6 din ele. Deci gândiți-vă totuși, s-a plecat asupra comunei cu seriozitate. Spune-le, poate. Așa probleme puține s-au identificat? Doar 24 în primul pas am identificat. Pe parcurs, cu siguranță, o să apară mult mai multe. Lucrări de cadastru imobiliar, intravilan, extravilan și actualizare acte. Cea mai discutată problemă de locuitorii comunei. Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor Sătești. Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă. Realizarea rețelei de gaz în comună. Avem posibilitatea să băgăm gaz în comună. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a școlilor și grădinițelor din comună. Și asfaltare drum comunal Ștefănești-Arțari, Blăiculești-Condești, care face legătura între județul Călăraș și județul Ialomița. Toate aceste proiecte pot fi realizate cu fonduri europene, fonduri guvernamentale sau fonduri locale. Pe această cale mă adresez locuitorilor comunei Ileana să iasă la vot număr cât mai mare pentru a decide viitorul comunei pe următorii 4 ani. Fiecare vot contează dacă doresc să facă o schimbare reală în bine, pentru binele lor și al comunității. Îi rog să iasă la vot număr cât mai mare pentru a face posibilă această schimbare, pe care personalul consider în bine pentru comună și locuitori. Împreună vom reuși să facem această schimbare, care trebuie să urmărească interesul locuitorilor și nu interesul personal. Vă mulțumesc pentru suport și vă chem să construim împreună un proiect nou care să se adreseze tuturor celor care cred posibil o dezvoltare stabilă, predictibilă a comunei pentru toți locuitorii. Un viitor mai bun prin votul vostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Răzvan! Dacă pentru Răzvan aveți întrebări. Dumneavoastră locuiți acum în comuna Ileana? Da. Plătiți impozite și taxe acolo? Da. V-ați interesat vreodată să vedeți cât de mare bugetul? Nu am avut acces la aceste informații, dar cu ajutorul persoanelor care lucrează în domeniu, bineînțeles. Dacă se discută despre bugete, pot să vă spun că în anul 2019, în martie, am demarat un proiect de 6.500.000 de euro. Un proiect care, la nivel național și european, nu a fost implementat. Spre sfârșitul 2019, proiectul a fost prezentat în Europa și în America. Dumneavoastră sau primării? Eu mă ocup, reprezint unde lucrez în acest moment, în companiile multinaționale, nu dau nume ca să nu facem reclamă. Dacă doriți, vă invit la birou unde desfășoară activitatea să vă prezint proiectul. Este ceva wow. Da, acum, sincer, de ce nu vă vedeți dumneavoastră de lucrurile astea wow? Adică nu e nimic aiurea, adică nu mă cert dumneavoastră, dar ca ideea așa, curiozitate. De ce nu vă vedeți de lucrurile astea wow și vreți să vă duceți într-o comună din județul Călăraș, la Ileana, ca să vă bateți cu, nu știu, unii ca să vedeți ce, că Guergu vă întreba că vreți să faceți multe, dar poate nu știți că bugetul e foarte mic. Și care are un primar, și care are un primar, cred că de vreo 30 de ani acolo. Dar v-ați gândit și la faptul dacă au avut și o altă variantă în acest 30 de ani? Trebuie să și analizăm lucrurile astea, dacă vine există o variantă fiabilă, reală, care să facă ceva pentru locuitorii comune, nu doar vorbe. Eu, dacă vreți, v-am spus, vă invit la mine la birou la București, unde lucrez, și să vă prezint un proiect care nu există în țară, nici în Europa. De asta vă spun. Deci trebuie să vedem mai departe. Da, și vrei să spui că ce ai realizat acolo sau ce se realizează acolo, ai putea să translatezi și să comunici. Mai multe despre proiectul ăsta, așa e mai. Un proiect de monitorizare video la nivel național al României. În magazine.
Pe linie comercială, vorbim. Da. Și cum asigurați interconectarea magazinelor? La... Prin internet. Camere cu IP, servere. Pot să vă dau detalii, v-am spus. Vă invit, vă prezint, vă începem de program. Ne-ați vorbit de probleme, că sunt multe. Da. Ni le-ați enumerat, dar ați zis că prioritatea lor nu sunt în ordinea în care ni le-ați și enumerat. Care ar fi prima problemă pe care credeți că ar trebui să o rezolvați? Dacă... Prima problemă, așa cum v-am comunicat mai devreme, lucrări de cadastru imobiliar, intravilan, extravilan și actualizare acte. Solicitare venită punctual din partea tuturor locuitorilor cu care am stat de vorbă. Deci oamenii doresc primul lucru când, dacă o ajuta, nu ajuta Dumnezeu, să ies cu ajutorul locuitorilor, să fac ordine în acte. Sunt oameni care nu au ordine pe terenul, nu au titlul de proprietate și în această cauză oamenii vor să se facă ordine în acte. Primul lucru. Acesta ei așa au spus. Deci eu trebuie să fac ce au nevoie oamenii, în primul rând. Nevoile să-i ajut să ducă o viață mai bună și să-i ajut, în primul rând, imediat ce au ei nevoie. Nu ce vreau eu, este important ceea ce vor locuitorii. Știți să-mi spuneți cât la sută din comună e acordată la apă aproximativ, potabilă? Nu există în comună apă potabilă. În comună există apă menajeră inițială. Nu este potabilă. Au informat locuitorii din satul Arțari, Tăiculești și Ștefănești. Doar în 3 sate din 9 există apă. În restul satului nu există apă de niciun fel. În satul la țară au fost forate un număr de 6 puțuri, unul lângă altul. Și niciunul nu este bun. Din informațiile pe care am, în satul Lileana sunt trase deja 3 rețele de apă, dar niciunul nu este funcțional. Este proiect să foreze un puț. Din ce informații am, vor să-l foreze în apropierea unei sonde, la aproximativ 20-30 de metri. Nu știu cum e posibil să găsim apă potabilă lângă o sondă de petrol, care funcționează. Și dacă mergem în zona la Ileana, sunt mai multe sonde, nu este doar una. Și ce petrol e bun de avut? E bun, da. Nu mai spun că la noi, la Arțari, că eu acolo am în casă, acolo mama este profesoară în sat, au scos, oamenii care se ocupă de apă, au scos țeava, au mutat-o din pompa, dintr-un puț în celălalt și zicea că a scurs petrol pe țeavă. Dar e un semn de întrebare major. Cum poți să faci 6 puțuri de apă în același loc, o suprafață de câteva sute de metri pătrați. Se schimbă punța practic așa, din 10 în 10 metri? Nu cred. Ce șanse vă dați că știi? Totul depinde numai și numai de locuitori. Eu sper să se gândească la binele lor. La binele lor, pentru binele lor trebuie să se gândească. Nu pentru interesele altor persoane. Șanse 50-50. Toată lumea.